ora 13, bine v-am regăsit la News Magazine, sunt Mihaela Bârzilă, sunt scenă sfâșietoare la această oră la înmormântarea copilașilor gemeni care au căzut de la etajul 10 în Ploiești, în timp ce mama lor asculta manele și făcea un live pe Facebook. Femeia a fost externată de la psihiatrie special pentru a putea participa la înmormântare. Cum merge ancheta și ce declarații a făcut femeia la poliție? Aflăm chiar acum. Colega mea Cristina Ștefan este acolo în fața casei unde sunt depuse cele două sicrie albe cu trupurile neînsuflețite. Un moment foarte greu și multă revoltă, Cristina, ce spun oamenii și ce a declarat femeia la poliție, mama acestor copilași. Așa este, Mihaela, o dramă fără margini, am putea spune. Ne aflăm chiar în fața casei rudelor celor doi copii, aici unde se fac ultimele pregătiri pentru înmormântare. Tot aici a ajuns și mama gemenilor, care a fost externată ieri din secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Ploiești și tatăl copilor de asemenea se află tot aici. Știm că micuții vor fi, care au decedat, vor fi înmormântați astăzi. Inițial, mama copilor le-a mărturisit polițiștilor că se afla în bucătărie, în altă încăpere, în momentul în care s-a întâmplat tragedia și că făcea curățenie. Însă, din imaginile pe care le-am văzut în spațiul public, din imagini, reiese că aceasta, în realitate, făcea un live pe Facebook. În acest caz, autoritățile știm că au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. În paralel, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului fac propriile verificări astfel încât să se stabilească cum mai exact s-a întâmplat acest incident. Vorbim, Mihaela, de o dramă fără margini. Astăzi vor fi înmormântați cei doi copii care știm că au căzut de la etajul 10 și în urma acestei întâmplări, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața și au decedat. Da, vom discuta despre această tragedie și despre măsurile care se impun pentru a nu se mai ajunge la așa ceva, pentru ca autoritățile și cei din jur să-și dea seama dacă o persoană care are în îngrijire niște copilași are nevoie de ajutor și nu se poate ocupa să-i crească, poate cineva, dacă ar fi intervenit din timp, poate dacă cineva ar fi semnalat la poliție, ar fi avut altă soartă acești copilași, Dumnezeu să-i odihnească. Și discutăm despre acest moment dificil pentru noi toți. Alături de noi se află Vlad Vischi, activist queer, director executiv Mozaic, pentru că avem astăzi și două marșuri rivale și vom vedea imediat ce măsuri speciale au luat polițiștii și jandarmii aici în capitală. Bună ziua, Vlad, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc de invitație. De asemenea, printr-o intervenție Skype, doamna Ramona Ioana Brunsils, vicepreședinte PPUSL. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna Brunsils. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt greu de privit imaginile cu copilașii în sicriu după ce am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Sunt mărturii cutremurătoare despre cum mama lor nu se ocupa de ei, dar e mai bine să așteptăm rezultatele anchetei pentru a vedea care este adevărul de fapt. Care e cea mai mare dramă care iese la iveală despre noi toți în această situație, doamna Brunsil? Să încep cu dumneavoastră pentru că sunteți mamă, aveți două fetițe, să vă trăiască. Da, într-adevăr, în calitate de mamă, este zguduitor să vezi așa ceva. Este foarte impresionant și dureros. Și după cum a spus și dumneavoastră, cazul în sine ne spune mult mai mult despre ce se întâmplă în România. Pentru că, da, în prima fază, poate că suntem tentați să dăm vina pe mama care nu și-a supravegheat așa cum trebuia copiii. Și da, este clar că ea are o parte din vină. Însă cred că trebuie să mergem mai departe și să ne gândim la cauzele care au generat lipsa ei de